și la un nou episod din Granny, oameni buni. Astăzi o să glicim baba pe modul extrem. Hai să începem. O să fie, cum să spun eu, gen, o să fie foarte greu. Că la modul extrem e foarte rar să gliciuiești o babă ca Granny. Adică Granny e Granny, deci... Hai să începem. Day 1. Și o să vă spun cum să apăsați. Cum să faceți glitch-ul. Întâi. Mergeți și luați vaza. Și o aruncați peste masă. Exact așa. Acum eu o să pun telefonul pe masă și o să apăs cu două degete. Că să fac foarte rapid ceva genul ăsta. Uitați, oameni buni. Oameni buni, uitați-vă. Din prima încercare, băbuca s-a glitchuit. Uitați, puneți. Încercați să puneți televizorul pe masă, sta la telefonul, mă scuzați, și apăsați pe acest pac cu două degete, nu cu una. Cu două, uite așa. Și baba se glitchuiește. Gata. Hai să jucăm puțin, pentru că nu am prea mult timp la dispoziție să filmez. Aici găseam eu codul. Cowboy, nice. Să-l pun pe pat să nu uit tu de el. Să nu uit de el. Sperăm să găsesc un cutting pliers acolo. Am fost în baie. Cum mergem la bucătărie? Sigur, weapon key. Eram sigur într-una. Mereu găsesc aici weapon key. Doamne, ce mă sperie pașii bunicuței. Mă sperie foarte tare. Ca și cum bunica și-a revenit. Să spun și eu aici. Nu găsesc nimic. Eu bine că am văzut asta. Că dacă nu, s-a zis cu mine. Și dacă vă plac episodele genul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like, să apăsați pe acel clopoțel și pe subscribe, să vă abonați la canalul meu. Și acum am închis ușa din greșeală, vreau să mă gândesc înăuntru, mai bine o las. Și aș găsi padlock code. Să las aici weapon key, o să las acolo. Parte din shotgun, n-am nevoie. Da, mama! Da, mama! Mă scuzați pentru această intervenție a mamei mele. Și cred că o să o adaug în următorul meu video. Să fiu sincer, chiar o să fac un chest opening la Clash Royale. Și dacă v-a plăcut episodul acesta, nu uitați să apăsați butonul de like, cu subscribe și pe clopoțel. Și mulțumesc că m-ați văzut și la revedere. Toate bune!